Bună seara, dragii mei! Dragii mei, leușori, leuți, pisici și pisicuțe, miau! Iată etalarea pentru noiembrie 2019. Da, sunt tarotela. Uneori mai mă miorlăi, mai mă alin și ce? E treaba mea ce fac. Dacă voi vreți să ascultați, suportați. Dacă nu, asta e. Eu sper să vă placă ceea ce mesajele pe care vi le aduc de fiecare dată. Sau măcar să găsiți câteva idei inspirante. Ați primit aceste cărți. Ați primit mai multe mesaje. O să vi le prezint imediat. În primul rând, din seria acestor oracole, scopul vieții, aveți, sunteți protejați. Poate unii mai puternici, eventual partea masculină a celor cu aspecte în zodia leului, că sunteți cu soare, că sunteți cu ascendent, cu lună, cu Venus, bărbații, da? Aveți o atitudine protectoare față de cei din jurul vostru, de cei cu care comunicați, colaborați, eventual o atitudine de conducător. Sunteți chemați să vă exersați această calitate. Dar chiar și dacă sunteți bărbați, să nu uitați că sunteți protejați în toate schimbările de carieră pe care le experimentați în acest moment. În cazul în care sunteți doamne, domnișoare, și experimentați niște situații mai deosebite, cum au apărut în alte etalări în lunile anterioare, să nu uitați că sunteți protejați, protejate. Nu știu de ce mă gândesc la Arhanghelul Mihail. Poate unii aveți, purtați acest nume sau aveți de-a face cu cineva cu acest nume. Sau pur și simplu să nu uitați că Arhanghelul Mihail vă protejează. Și dacă nu este Arhanghel, există o persoană importantă cu calități de lider, da? Care își dorește să aibă grijă de voi, într-un fel sau altul. Sau măcar să vă ghideze, sau măcar să vă sfătuiască, sau să vă susțină cauza, într-o formă sau alta, când este nevoie, când aveți nevoie. Pentru unele doamne, evident că doamnele din zodia leului sau cu planete în zodia leului sunt destul înfipte în poziția lor, în conceptele lor. Probabil că trebuie să experimentați și aceste calități de conducător, de șef de echipă, și apare șeful de echipă mai încolo, o să vi-l arăt. În fine, să vă conduceți eventual propria afacere, propria viață, să vă conduceți pe voi înșivă, conform principiilor pe care le aveți. Și dacă cumva în acest proces în care voi preluați comanda vieții voastre, mulțumesc, da? Că nu trebuie musai să-i conduceți pe alții, important este să vă conduceți pe voi, da? Conform unor idei, cât mai coerente, cât mai curate, cât mai autentice. În cazul în care vă hotărâți să preluați comanda vieții voastre, să nu uitați, să nu vă îndoiți, că sunteți, da, mersi frumos, sunteți protejați, protejate. În continuare, aveți această carte, aveți 24 și mai aveți cât e? 50. Concentrați-vă pe dragoste, dragi lei. Chiar dacă începeți o nouă etapă în carieră, un nou job, o nouă afacere sau vă mutați singuri, sau cu familia, în fine, începeți ceva și trebuie să preluați această comandă. Nu uitați că printre toate luptele și transformările și responsabilitățile pe care le implică această poziție sau situație, nu uitați că sunteți protejate, dar protejați, dar și trebuie să vă concentrați pe dragoste. Și trebuie să învățați să învățăm să vedem ce este bun în fiecare ființă, în fiecare situație. Este foarte ușor să găsim defecte. Cred că unde am mai văzut, să nu greșesc, poate și la săgetător, am văzut această carte. În fine, este un dragon aici.
care dacă este tratat frumos, cu atenție, cu blândețe, evident că se poate transforma un soi de broască care se transformă în prinț. Bine, nu e broască, e destul de înfricoșător. Că o fie această persoană, că e altă persoană, da, care intimidează, dar, pe de altă parte, din câte mi-aduc eu aminte din filmele pe care le mai vedem, dragonii sunt și protectori. Poate este dragonul vostru protector, dar ca să-l transformați în această ființă protectoare, trebuie să vedeți partea lor frumoasă. Interesant. Am deviat un pic, dar bănuiesc că am deviat cu un scop. Oricum, gândiți-vă la caracteristicile pozitive ale oamenilor din viața voastră. Încercați să vă amintiți lucrurile care au adus dragostea sau v-au produs dragoste în întâlnirea cu ei și să lăsați deoparte, eu știu, certurile și alte discuții, conflicte care au apărut de-a lungul timpului, de-a lungul relației, de-a lungul călătoriei pe care o ați avut-o împreună. Cred totuși că unii dintre voi începeți o relație, pentru că aici aveți, considerați fundația pusă. Am mai văzut-o la câteva zodii, am văzut-o la un moment dat și pe Rasagi. Ia uite, uitați-vă ce puternici sunteți! 11, poate vă spune ceva. Sunteți foarte puternici, toată lumea o știe, uneori știm și noi, dar mai și uităm. Și uităm când ne concentrăm pe altceva decât pe dragoste. Interesant. Interesant. Oare ce mai zic aici? Ce spun și e foarte interesant ce spun. Felul în care percepem o situație de multe ori reflectă felul în care ne percepem pe noi. Deci dacă vă speriați de acest dragon, înseamnă că e ceva în voi de care vă speriați sau evitați să analizați sau să priviți acea latura voastră. Dacă nu vă este frică, este mare lucru. Înseamnă că vedeți partea frumoasă a lucrurilor. Dar, repet, iar o chestiune și dragonii, în general, sunt deasupra, reprezintă o forță conducătoare. Poate, totuși, există cineva în preajmă care ar vrea să vă protejeze. Are această calitate care are calități, dar, în continuare, este o legătură posibilă. Nu este de prea mult timp dezvoltată, pentru că aveți, considerați fundația pusă, probabil că de-abia acum puneți bazele acestei legături, poate să fie și la locul de muncă, evident, și o prietenie, dacă nu e o dragoste, da? Dar vedeți partea lor frumoasă, ca și să se poată deschide în fața voastră. Probabil că s-au obișnuit să creeze această imagine de dragon, de înfiorător, de conducător, să aibă armuri pe ei. Ia uite, aveți încredere, aveți încredere. Și ce mai zice aici? Și priviți la puterea voastră interioară. Frumos, frumos, frumos. Sper să nu pice. Să vă transmit înainte să încep să citesc acest set de cărți. Vreau să vă arăt ce a apărut. Scurte mesaje. În primul rând a apărut Cavalerul de Băte. Este o energie aventuroasă, aventurieră. Pentru mine, de obicei, Cavalerul de Băte sugerează o persoană cu planete în semnul berbecului sau cu planete în semnul săgetătorului. Evident că poate să fie și leu, dar leu, în general, este semn fix. Leii, în general, sunt mai comozi în anumite privințe. Dacă cumva devine aventurier, se întâmplă datorită altor aspecte. Deci, pentru mine, totuși, rămâne acest cavaler cu marcaj pe berbec sau pe săgetător. Oricum, este o persoană care a călătorit de-a lungul pământului, prin deșert, pe pământuri îndepărtate. Posibil care apare în viața voastră într-un fel sau altul. Dacă nu e persoană, nu trebuie musai să fie în semn de foc, să aibă această energie.
Fiți atenți că această persoană de obicei vine și pleacă, da? Că de-aia este considerat jucătorul, playerul, aventurierul setului de cărți de tarot. Unor stă, dar pentru asta trebuie să vă purtați într-un anume fel cu acest cavaler. Oricum, dacă nu e cavaler, evident că poate să fie și femeie, dacă nu este, este o energie pe care poate simțiți nevoia să o experimentați. Aveți nevoie să vă explorați, să mergeți, să călătoriți, să deveniți un pic mai îndrăzneți în felul vostru de a fi și de a vă trăi viața. Apoi au venit aceste trei cărți. Împărăteasa, 10 de bâte și Marele Preot. Și primul lucru la care m-am gândit a fost că aici sunteți voi, care stați frumoși. Stay pretty. Frumoși, generoși, în general lei sunt generoși, măcar cu gesturi, dacă nu cu altceva, pentru că nu toată lumea are bani, dar chiar și lei care n-au bani au o atitudine deschisă. Totuși e casa a cincea, a bucurilor, da? Aici vă simt pe voi. Și totuși sunteți ori într-o căsnicie care a devenit o mare greutate, o piatră de râu, o căsnicie care vă consumă energia și frumusețea. Așa văd, așa vă transmit. Dacă nu e căsnicie, este o relație, poate să fie la locul de muncă, în general, am mai spus, nu știu dacă am spus, dar de curând, mai nou, văd Marele Preot ca pe imaginea unei corporații. E treaba mea de ce văd, poate unii înțelegeți, alții nu înțelegeți de ce. Și această poziție sau cineva cu poziție într-un asemenea sistem vă epuizează, vă consumă energia. Vă impune prea multe, nu reguli, nu-i vorba de reguli. Așteaptă să jucați cum vor ei. Și voi sunteți persoane loiale, stabile, care oricum nu vă jucați. Dar atitudinea asta vă consumă energia. Evident că poate să fie și un taur. Taur e și aici. Poate să fie și o balanță. Aici ați putea fi voi, între o balanță taur și un alt semn. Sau între soț-soție și o amantă. Să fiți voi consumându-vă energia. Aici apare și un 3 de monede. 3 de monede care poate să vorbească despre un trio la locul de muncă, pentru unii dintre voi. Dar poate să vorbească și despre dorința voastră, cum am spus mai devreme, sunteți protejați, aveți calități de lider și încercați să fiți șef de echipe și încercați să fiți, să ieșiți în evidență într-un fel, pentru că asta e. Sunteți făcuți să ieșiți în evidență într-un fel sau altul. Și să lucrați la un proiect, la o relație, în așa fel încât să devină opera voastră de artă. Posibil, cum s-a arătat și mai devreme, concentrați-vă pe dragoste, pe pasiune, da? Și lucrați, eventual, transformați aceste două monede, o relație, creșteți-o, transformați-o în această capodoperă, nu știu, a vieții voastre, din punct de vedere relațional. Așa simt, așa vă citesc. Evident că poate să fie și un trio la locul de muncă, dar trecând peste acest aspect, este și latura frumoasă. Că, deci, concentrați-vă pe partea frumoasă a lucrurilor. Haideți să vedem partea frumoasă a cărților. Aici cineva, totuși, se luptă. Că sunteți voi chiar cineva, da, ia uite, cu regele de monede. De obicei este un soț, este o persoană autoritară. Mai nou, mai nou am o altă imagine despre regele de monede. De obicei, regele de monede, da, are bani și ce. Regele de monede, că e taur, că e capricor, că e fecioară, nici asta pe mine nu mă interesează, decât poate pe unii dintre voi să vă intereseze. Regele de monede, să știți, mai nou nu-l consider chiar atât de generos pe cât și-ar imagina unii, doar pentru că are bani înseamnă că e și generos. De obicei,
Felul în care își țin această monedă mi se pare un pic cam snobă. Cred că ține genul de om care ține la etichetă, la imaginea publică, la ce are chef el să țină. Da, și este un gând care mi-a venit de foarte curând și bănuiesc că nu, nu degeaba a venit acest. Mi-a schimbat această viziune despre regele de monede. Leu, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu, noiembrie 2019. Deja am vorbit 15 minute. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu, noiembrie 2019. Central. Ia să vedem. Oh, iar a apărut. Evident că, repet, poate să fie semn de pământ. De obicei, Taur, că e luna a cincea, nu e obligatoriu. Poate să fie o căsnicie, poate să fie cineva cu o poziție foarte importantă în societate. Am spus, pentru mine reprezintă corporație, corporatist, whatever. E cineva care nu face compromisuri în felul în care se poartă. Aici mă deranjează, cred că mai mult decât împăratul, acest mare preot. În ultima vreme așa îl văd. E genul de om care nu face compromisuri. Are o idee, pentru că vorbim de idei, de credințe, și pe aceea o ține. Consideră că ideea lui este cea mai bună. Că aveți de-a face cu un asemenea om? Voi știți? Dacă nu aveți de-a face cu o asemenea persoană, ce bine ar fi. E o provocare oricum. Vedem când se așează cărțile. Marele preot, evident că poate să reprezinte și credința voastră în ceea ce musa e spiritualitate, poate anumite tradiții, religia în care ați fost crescuți. O, provocare. Cinci de spade. Păi, vă certați. Există niște argumente. Evident că este și un semn de aer, dar eu văd acum argumente. Despre relație. Aici reprezintă două persoane, da? Aici iar două persoane. Iar văd trio. Întâmplător sau neîntâmplător, văd un trio. Dar trecând peste aspectul ăsta, văd comunicare și nu tocmai plăcută despre această atitudine. Cineva nu vrea să-și schimbe. A, și nu e doar credință, sunt și valori. Da, în fine. Valori pentru că a fost și regele de monede. Da, cineva își închipuie că doar el, ea are dreptate și doar el, ea știe mai bine decât cealaltă persoană și evident că se creează niște conflicte, că sunteți voi, că e cealaltă persoană, știți mai bine. Interesant. Chiar așteptam și eu leuții. Vă dați seama că așteptam, da. Asta i-a trebuit să fac în ordinea vizionărilor. 8 de băte în trecutul îndepărtat. Ați comunicat posibil cu această persoană? Iar comunicare, dar în trecut a fost o comunicare pasională, de obicei asta se numește, iar unii sugerează că aceasta ar fi cartea săgetătorului pentru că reprezintă săgeți, poate ați fost săgetați de dragoste sau cineva încerca să vă trimită săgeți mesaje de dragoste, să vă ispitească într-un fel sau altul, sau eventual să ispitească acest concept, despre familie, da? Și la câte au fost, ar putea chiar să fi spart și ferestrele și anumite rezistențe. Interesant cum le văd. Nu vă supărați când mai devieze la interpretările clasice, dar posibil o fi pentru cineva această. Eu sunt convinsă că este pentru cineva. Deci, 8. Da, dar aceste 8 de băte vă transformă. Poate vă transformă căsnicia, poate vă transformă niște idei sau poate ar trebui să-i transforme și pe ei, nu doar pe voi. Transformarea trebuie să fie de ambele părți. O, luna, în trecutul apropiat, luna. Luna reprezintă semnul racului, al peștilor sau al scorpionului, dar luna reprezintă și emoțiile voastre, frici, teamă. Eventual, ori în legătură cu aceste mesaje,
ori în legătură cu această energie. Am descris-o mai devreme, da? N-are rost să reiau. Reprezintă teamă. Pe de altă parte, sunt niște tradiții preluate de la mamă, de la ambii, cum să zic, ambele persoane sau toate persoanele implicate în poveste vin cu această energie preluată de la mamă și posibil da, apar și discuții. Oricum, trec peste acest mic detaliu, luna înseamnă și nevoia de a te conecta la intuiție. Poate de curând ați început să faceți afirmații, să vă conectați la lună, să lucrați cu ciclurile lunare. Vedem dacă ați făcut-o, ar trebui să se arate niște schimbări. Dar, evident că luna reprezintă, mulțumesc că mi-a adus aminte că sunt foarte multe, luna reprezintă și secrete și o relație secretă, pentru că a tot văzut 3, 3, 3, există și un 3, trio la un moment dat în viața unora, nu a tuturor, a unora, că nu toți experimentați. Viitorul îndepărtat. Aveți nevoie să discutați. Revin. Viitorul apropiat, doi de monede. Da, cineva jonglează între două persoane, între două poziții, eventual între o relație și un job, între familie și vreo pasiune, vreun hobby. Cineva jonglează. Evident că puteți să jonglați și banii, dar acum mă gândesc la valori. Monedele acestea pot să reprezinte valori și oamenii sunt adevărate valori, da? Cineva jonglează. Pentru unii poate să fie un semn de pământ, dar trecând peste aspectul ăsta, că nu toți avem de-a face cu semn de pământ. Poate în această perioadă trebuie să jonglăm cu banii, să ne menținem echilibru financiar și emoțional. Unii dintre noi. Viitorul îndepărtat, aveți de discutat ceva, de clarificat. Posibil. De viitorul îndepărtat. Da, aveți ceva de clarificat. Aceste secrete, aceste jonglării, această atitudine. Discutat dintr-un punct de vedere foarte serios, domnule. Ce se vrea în această poveste? Sfatul. Judecata. Să vă ascultați intuiția. Să vă ascultați vocea interioară. Dar intuiția, nu frica, e o mare diferență. E o altă latură, latura pozitivă a lunii, da? Ascultați intuiția, să vă ascultați îngerii. Aici nu prea pare a înger, chiar dacă este poziție de autoritate. Sunt tradiții, sunt religii, sunt, am zis, prea multe reguli sau fixisme. Judecata. Poate primiți un telefon sau trebuie să judecați. Trebuie să judecați clar. Clar. Asta e sfatul. Ca să vă puteți transforma, să ieșiți iar în acest trio. Bine, aici e și un copil, dar nu asta. Tot trei persoane sunt. Exterior, 7 de monede, iar un semn de pământ pentru unii dintre voi. Niște investiții. Oricineva a investit în această situație, în această relație și acum face pauză și se gândește dacă continuă.
Este exterior. Oricineva vă așteaptă să investiți în ei? De ce vă este teamă de roata norocului? Jupiter, săgetător, pești, dar vă doriți să se schimbe această situație, dar nu știți cum se va schimba. Vă este teamă că nu se va schimba. Nu văd totuși... Da, pentru că sunteți semn fix, vă este greu să vă schimbați, asta e adevărul. Orice planetă ar fi acolo în semnul leului și mai sunt și celelalte, celelalte trei semne fixe. Orice planetă este în semnul leului, e destul de fixistă, asta e adevărul. Într-un fel e bine, uneori nu e bine, pentru că este necesară schimbarea. În viața tuturor. Da, există și aceste argumente. Voi trebuie să vă schimbați ceva în viață. Ori în legătură cu acest personaj, ori dacă nu e personaj, este un angajament, este un contract, este un job sau o familie. Ce vă doriți? Vă doriți... Ați risca. Ați lua de la zero, dar de la dorință până la putință e ceva cale. Vă doriți să aveți încredere. Vă doriți să aveți încredere, să aveți un dram de nebunie, eventual să uitați totul și să porniți pe o nouă cale. Finalul, griji. Oh, 6 de cupe. Poate cu această, dacă e o legătură, e căsnicie, poate să fie chiar acești 6 de cupe. Dar vă faceți griji eventual cum să vă împăcați în cazul în care aveți argumente. Oh, justiția. Pentru unii, evident că poate să fie o relație cu cineva din balanță, care vă mai încălzește. 6 de cupe, o relație din copilărie sau dintr-o altă viață cu o balanță. Poate să vă scoată din aceste griji. Sau poate ei au griji și se gândesc la voi și își doresc să vă reîntâlniți. Da, iar cineva se luptă. Mai, încă aveți probleme. A, pentru relație, pentru o relație, pentru căsnicie, cineva tot se luptă să-și mențină căsnicia, relație de lungă durată sau să o formeze, sau să formeze în cazul în care nu sunteți căsătoriți. Dar există o luptă pe direcția asta. Dar, evident că valetul de spade reprezintă și o persoană care studiază. Poate, mai încolo, acum este Mercur retrograd, va fi destul de greu, poate, dar aveți și griji. Bine ar fi în această perioadă de retrogradare să studiați. Nu neapărat să spionați, că nu se apucă toată lumea să spioneze. Dar să, nu știu, să vă documentați ce atitudine să aveți. Mentală, psihologică. În situația prin care treceți acum. Oh, da, aveți putere. Totuși, aveți putere. Cineva e supărat. Mai, dar totuși, într-un final, se ajunge și la victorie. N-are cum să arate foarte bine cu acel Saturn pe casa sănătății și a muncii. N-are cum să arate foarte bine. Chiar dacă vă supărați, ăsta e adevărul. Mai ales cei cu ascendent. Avem pe casa muncii și a sănătății și chiar dacă nu e ascendent, v-am zis mai devreme, este orice planetă ați avea în casa leului, este un semn fix și greu se produce transformarea. Aici este regele de băte. Regele de băte,
Care are încredere, care e conducător, dar poate ar trebui să preluați voi această energie, să aveți încredere în voi, să preluați comanda în ceea ce aveți de făcut, repet, că în familie, că în relație, că la locul de muncă, să preluați comanda sau dacă nu, cineva ar putea să vină să vă ajute. Eu cred că ar putea să fie și un semn de aer. Oricum, persoana pare să fie singură, 9 de monede, oarecum satisfăcută de viața sa și totuși vine să vă facă o ofertă, cavalerul de monede, la un drum care s-ar putea să vă... Ah, ce frumos, în sfârșit. Să vă zăpăcească un pic această ofertă, într-un fel sau altul, să vă creeze o stare de confuzie, de visare sau să adauge la opțiunile pe care le aveți, dar va trebui să alegeți, pentru că, interesant, totuși s-ar putea această persoană să fie sufletul vostru pereche. Dacă nu e de foc, e de aer. Sufletul vostru pereche, iar apare cavalerul de bâte. O energie plină de viață care vă aduce bucurie, vă scoate din stagnare într-un mod, că asta și văzut înainte de etalare, că am meditat un pic, am văzut această explozie, acest vulcan, într-un mod neprevăzut, neașteptat. Interesant. Interesant cum s-au așezat cărțile. Dar oricum ieșiți încet, încet. Acum nu uitați că toți avem niște provocări cu Mercurul acesta retrograd. Mai intră și Marte în casa, în balanță, adică a intrat deja. Pentru unii poate să fie în casa a patra, pot să fie argumente acasă pentru unii. Din seria aceasta cărților cu conotații sexuale a vrut să apară, să se arate 10 de monede. 10 de monede este o energie frumoasă aici. Cred că unii dintre voi sunteți adorați. Există cineva care ar vrea să ia prânzul și cina chiar pe dumneavoastră. Acum, dacă îi lăsați, voi știți. Nu, chiar sunteți adorați de cineva, dar, haideți să vă mai arăt în continuare. Posibil persoana să fie de la drum, este 3 de monede, s-o aștepta, să vă aștepte și până atunci să existe această energie a fanteziilor erotice, da? 7 de cupe. Visați că vine cineva de la drum și că o fi reală persoană, că nu o fi, e un vis deocamdată. Vine și vă fură și vă iubește noaptea, că sunt stele. Eventual vă adoră. Și totuși, acasă, acesta este marele preot și iar s-a arătat. Interesant cum s-a arătat și în crucea celtică. Acasă, pentru că asta reprezintă tradiții. 2 de monede. Cineva nu știe cum să-l abordeze pe celălalt. Din punct de vedere sexual, există o nepotrivire acasă, în relația aceea pe care o aveți de mult timp. Sunteți de mult timp împreună și nu știți cum, încă nu știți să comunicați pe planul acesta. Sau s-au produs niște dereglări de-a lungul timpului, din niște motive. Să amestec cărțile. Dar nu uitați că există cineva care vă iubește, vă dorește, vă adoră, v-ar mânca toată. Soare, lună, Venus, ascendent în Leu. Faetonul. Și totuși este invers. Ceva nu merge. O fi mers o perioadă și acum nu mai merge. Energia racului. S-a împotmolit un pic pe drum. Are pană de mașină. Iar, probabil că are de ales ori voi, ori ei, îndrăgostiții. Interesant. Noi. Lună, iar secrete. Are de ales. Da? De-aia s-a împotmolit. Există o relație secretă la un moment dat. Leu. Soarele, Luna, Venus, ascendent în Leu.
Leu, soare, luna, Venus, ascendent în Leu, noiembrie 2019. Hai să vedem. Ce vă doriți voi? De ce vă este teamă? Ce își doresc ei? De ce le este teamă lor? Asta a fost și mai devreme interesant. 5 de debâte. Conflict, gelozie, într-o formă sau alta. Iar, faetonul. Acum a venit normal. Dacă mai devreme n-a venit normal, s-a împotmolit, cred că și-a făcut pana, și-a rezolvat mașina. Faetonul. Evident că nu e obligatoriu să fie semnul racului, dar a apărut și luna, a apărut și la voi și în crucea celtică a apărut luna. Evident că poate să fie și un rac, am zis pești sau scorpion. În fine, trecând peste acest detaliu, faetonul e o energie victorioasă. Nu înseamnă musai că toți racii sunt victorioși și ambițioși, dar probabil că unii sunt. Trec și peste asta. E o energie victorioasă. Vreți să aveți victorie în relația în care sunteți. În sfârșit am ajuns și eu la acest mesaj. Cel mai important. Vreți să aveți victorie. Că asta vă doriți. Vă doriți să mergeți mai departe. Eventual să explorați. Să vă explorați intimitatea altfel decât ați făcut-o până acum. Poate vreți un masaj. Da. Cui nu i-ar prinde bine? Nu trebuie să ai planete în semnul leului ca să-ți placă masajul pe spate. Poate vreți să faceți dragoste la drum, în mașină. Interesant cum vine ideile. 9 de cupe. Am mai fost în această poziție la o zodie, dar nu mai știu la cine. 9 de cupe. Ei își doresc să fie fericiți cu voi, să vă satisfacă și emoțional, nu doar fizic, și voi să-i satisfaceți. Dar, ce e interesant la nouă, că în general, nouă e o persoană singură și vrea ultima cupă, ultima monedă, da, ca să ajungă la 10, la relație. Probabil că sunteți două persoane oarecum singure, într-o formă sau alta, și teoretic ar fi schimbarea să vă aducă împreună această transformare. Nu, este semnul lui Jupiter, săgetător pești. Evident că nu e obligatoriu să fie. Ohoho! Chiar mă gândeam unde e împăratul că a apărut împărăteasa la început. Ha. Împăratul, de ce vă este teamă? De acest autocontrol infernal, infernal, greu de suportat. De ce le este teamă lor? 6 de bâte. În general, o energie victorioasă, dar în acest moment și în aceste de cărți nu reprezintă victoria. Reprezintă mai mult faptul că nu prea am voie să le arăt așa de aproape, mai nou, de când cu YouTube-ul. 6 de bâte reprezintă o persoană care are nevoie de atenție. Aha. Da, am înțeles. Aici este semn de foc, deci teoretic ar trebui să fiți voi în viziunea lor. Ei își doresc să vă împliniți și emoțional, nu doar fizic, sexual, da? Și le este teamă că de fapt prezența voastră sau în viața lor sau faptul că le acordați, că vă acordă atenție, este doar nevoia voastră. De atenție, înțelegeți ce zic? Doar nevoia voastră de atenție. De asta le e teamă. Că nu cumva să fiți egoiști. Da, am înțeles. Iar aici împăratul, că e semnul taului, că e berbec, nu contează. Iar e o poziție de autoritate, iar e o persoană foarte autoritară, dar probabil care se controlează. Nu e obligatoriu să fie o persoană, puteți să fiți voi. Poate v-ați abținut din punct de vedere sexual mult timp sau o perioadă, nu trebuie musai mult timp. Și vă este teamă să rămâneți în această energie și, da, mersi, e logic oarecum, da? Vreți să mergeți mai departe. Nu e obligatoriu să vreți să mergeți cu un rac, evident, repete câte ori pot. Vreți să mergeți mai departe în relație, în relația voastră sexuală. Vreți un masaj, vreți să faceți dragoste în mașină sau la drum, nu știu, vă duceți, poate să fie chiar cu soțul, nu trebuie musai să ieșiți din căsnicie. Poate chiar ar fi și indicat că e soț, că e soție. Vă duceți la o călătoriți într-o excursie și faceți dragoste în hotel.
În natură e prea frig. Eu zic că în mașina mea e mai cald. În mașina e mai călduț. La capătul setului, 5 de bâte, o persoană destul de geloasă, iar un trio. Cineva care trebuie să ia o decizie. Merge mai departe, se bucură de dragoste, de viață sau stă în energia asta în care doar urmărește, doar e geloasă și așa mai departe. Iar, oh, ce frumos, semnul peștelui. Cineva a făcut niște sacrificii, dar nu. Acum cred că e vorba de cu totul altceva. Deci, 2 de spade. Aveți nevoie să vă decideți. Mergeți, iar 8 de bâte a fost și în crucea celtică. Mergeți mai departe să vă bucurați și voi de o relație în care amândouă persoanele oferă. Ei, și această situație ar schimba, pentru că asta înseamnă, printre multe altele, spânzuratul, o schimbare de perspectivă. Ar schimba perspectiva, v-ar scoate din aceste blocaje, da? Și ați avea șanse de un nou început, o dragoste frumoasă. Ia ce frumos, doi de bâte, marea preote.